venit la guvernare locală și națională că vor veni astfel de lupte, Cătălin Drulă la metrou, Clotilde Armand cu gunoaiele și sunt multe alte exemple în țară. Despre asta este vorba, despre ieșirea dintr-o logică în care ne-am obișnuit să stăm, să ne complacem, și mesajul nu foarte simplu. Cetățenii sectorului 1 nu merită să plătească de 5 ori prețul gunoiului față de marea majoritate a orașelor din țară, pentru că așa a dorit acum aproape 20 de ani domnul Chiliman. Trebuie să schimbăm aceste contracte prin care toată lumea vede că se fură și se risipesc bani publici și se ridică din numeri. De aceea Clotilde Armand are toată susținerea fermă și neechivocă a USR Plus în această luptă pe care o poartă. Suntem alături de ea și vom continua să fim în această poziție. Un alt subiect abordat este cel legat de legea privind abrogarea pensiilor speciale ale primarilor. Este o inițiativă în Parlament. Vedem voturi cel puțin surprinzătoare în comisiile parlamentare. USR Plus rămâne consecvent pe acest mesaj. Îl voi transmite și în această seară la coaliție. Lupta cu pensiile speciale înseamnă piesă cu piesă de structurarea acestui sistem de beneficii și clientelisme foarte adânc înșurubate și înțepenite în legislația națională. Tocmai de aceea, faptul că aceste pensii speciale nu au intrat încă în vigoare, trebuie să ne asigurăm că nici nu se va întâmpla lucrul acesta, pentru că vedem și avem experiența amară a legislaturii trecute cât de greu sunt eliminate diverse categorii de pensii speciale în momentul în care acestea intră în legislația activă. Tocmai de aceea, repet, poziția noastră este aceea de a bloca și de a nu permite intrarea în vigoare a acestei inițiative și solicităm colegilor din coaliție să susțină respingerea acestei legi care este în vigoare în momentul de față, ar urma să intre în vigoare la anul. Campania de vaccinare, o să propun la coaliție să avem săptămânal un raport la ședința de coaliție privind evoluția campaniei de vaccinare, pentru că e foarte clar că e nevoie de sprijinul fiecărei componente a societății, partide politice, sindicate, biserică, pentru că această campanie de vaccinare să meargă mai departe, să-și atingă obiectivele și, repet, voi solicita colegilor în coaliție să avem un raport săptămânal tocmai pentru a încerca să ne calibrăm eforturile. După cum știți, USR Plus a lansat o campanie complementară și am făcut apel la toate celelalte partide și organizații civice, sociale, religioase să dezvolte campanii proprii pentru a ajunge cât mai aproape de cetățeni și pentru a reuși să avem rezultatele pe care le-am propus, pentru că nu există altă soluție. Vaccinarea e singura soluție pentru a putea să ieșim din această logică de restricții pe care ne impune pandemia actuală. Ultimul subiect despre care vreau să vorbesc și care a ocupat o discuție importantă din ședința Biroului Național USR Plus este cel legat de poziția statului român față de activele proprii. După cum știți și cei care ați făcut jurnalism de investigație știți foarte bine, este o practică învechită din statul român și mereu reluată de a avea anumite active, imobile sau terenuri acordate cu titlul de folosință gratuită sau concesiune diverselor instituții, organizații și după niște ani de zile oferirea în mod gratuit a acestor active. În momentul de față, când tema importantă pentru România este cum facem reforma pensiilor, cum realizăm un fond prin care să reușim să generăm resursele economice prin care să echilibrăm și să facem sustenabil sistemul de